Când spui cuvântul iod, sunt aproape sigur că gândul te duce la catastrofe atomice, Chernobyl și alte probleme de-astea foarte grave, nu-i așa? Hai să rămânem cu picioarele pe pământ și să vorbim despre ceea ce contează când vine vorba despre acest mineral. Deși prezent în cantități mici în organismul uman, iodul este un mineral esențial, necesar pentru o bună stare de sănătate. El nu poate fi produs de corp, deci trebuie asigurat din alimentație sau suplimente. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip mi-am propus să-ți explic de ce este necesar iodul în alimentația noastră. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul meu. Iodul este implicat în producerea de tiroxină și triiodotironină, hormoni tiroidieni implicați în reglarea metabolismului, precum și în sinteza proteinelor și activitatea enzimelor. Rolul lor este decisiv, inclusiv pentru dezvoltarea sistemului osos și a sistemului nervos central în perioada intrauterină, dar și după. Fără un aport adecvat de iod, hormonul tiroidien nu funcționează eficient și pot dezechilibra activitatea glandei tiroide, care devine subactivă și produce prea puțin hormon, situație numită hipotiroidism, sau devine hiperactivă și produce în exces, adică hipertiroidism. Hipotiroidismul dereglează o serie de funcții metabolice, printre care menținerea în limite normale a greutății, a temperaturii corporale și a ritmului cardiac. Un semn al hipotiroidismului este creșterea nivelului de TSH din sânge, adică hormonul de stimulare tiroidiană. Iată care sunt principalele simptome ale hipotiroidismului. Oboseală, slăbiciune, sensibilitate la frig, constipație, păr și piele uscate, creștere în greutate. Doza zilnică recomandată de iod este de 150 micrograme pentru adulți. Femeile însărcinate sau care alăptează au nevoie zilnic de 220, respectiv 290 micrograme de iod. Tu știi care sunt principalele surse alimentare de iod? Ți le spun eu. Algele marine, peștele și crustaceele, sarea iodată, lactatele, ouăle, ficatul de vită, carnea de pui. Să vorbim și despre deficiența de iod. În organismul unui adult sănătos, iodul este prezent în cantități de 15-20 mg, dintre care 70-80% se află în tiroidă. Deficiența de iod este periculoasă în special pentru femei însărcinate și copii, deoarece interferează cu dezvoltarea fizică și mentală a celor mici. În cazurile de deficit sever de iod, la femeile însărcinate, bebelușii se pot naște cu dizabilități mentale. Categoriile cu risc crescut de deficiență de iod sunt persoanele care nu consumă produse de origine animală și sare de masă iodată, femeile însărcinate și cei care locuiesc în zonele cu niveluri scăzute de iod în sol, cum sunt regiunile muntoase. Sunt sigur că și tu te-ai întrebat dacă e bine sau nu să consumi sare iodată. Hai să aflăm! Solurile și apele conțin cantități variate de iod, care la rândul său afectează conținutul de iod al culturilor și mai apoi al alimentelor. În unele regiuni ale lumii, solurile sunt sărace în iod, crescând riscul de deficiență în rândul persoanelor care consumă alimente produse în zonele respective. Din acest motiv, în multe state, printre care și în România, s-a luat decizia adăugării de iod în sarea de masă, ceea ce a determinat scăderea semnificativă a deficiențelor de iod. Sarea iodată poate fi de folos în asigurarea dozei recomandate de iod, însă nu este absolut necesară pentru un adult sănătos dacă acesta consumă alte alimente bogate în iod. Unele tipuri de sare, ca de exemplu sarea de mare și sarea de Himalaya, nu sunt de obicei iodate. Verifică eticheta pentru a vedea dacă sarea pe care o cumperi conține sau nu iod. Nu trebuie să te ferești de sarea iodată, dar ai grijă la cantitate, deoarece prea multă sare poate fi periculoasă pentru sănătate. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui clip și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.